Neața, neața, ce frumoasă este viața. Este dimineață, mă duc la birou pentru că tatele meu este acasă toată ziua, așa că va sta el cu Emma, ca eu să pot lucra și să-mi fac treburile la serviciu. Despre ce vreau să vorbesc astăzi? Pentru că foarte mulți dintre prietenii și cunoscuții mei mă întreabă, sau nu neapărat că mă întreabă, dar constată cumva și exclamă surprins cum de reușesc eu să mă descurc cu toate. Să fiu mamă, să fac de mâncare, să mă ocup de casă, să am un serviciu full-time, să fac un doctorat și nu știu ce alte chestii mai fac, să mă ocup de părinții din România, acum doar tatăl meu, da? Ei bine, cum reușesc? Cu o foarte bună planificare, așa am fost de mică structurată, să-mi planific foarte bine timpul și task-urile. Timp, decât dacă a fost vreo documentație la serviciu, dacă alea se pot numi cărți, sau am învățat pentru vreun curs, sau m-am pregătit pentru ceva anume. Deci, da, pot să fac toate chestiile astea cu sacrificiu și cu compromisuri de la chestiile mele. De exemplu, nu am rutină de față zilnic, cum au alte dudui care n-au copii sau au ajutoare pentru copii sau așa mai departe. Nu fac masaj facial zilnic, mă dau cu ce apuc când apuc. Mi-ar plăcea și mie să mă îngrijesc, să merg la nu știu ce spa-uri. Bine, asta și costă foarte mult aici în Germania. Îmi fac un machiaj minimalist cu câteva produse în 2 minute, nu stau să-mi tencuiesc fața. Am, de exemplu, mi-am luat pentru vară un BB cream care conține și vitamina C și factori de protecție, tocmai ca să nu mă dau cu 10 produse, să mă dau cu unul care să bifeze mai multe. Deci încerc să practic prin tot demersul ăsta al meu, sunt multitasking, fac tot timpul mai mult de un lucru, fac tot timpul minim două chestii în același timp. Când fac de mâncare, sunt cu căștile sau cu tableta în față și ascult sau vizionez un podcast sau un serial, da? Când adorm copilul, ca să nu mă ia somnul și pe mine, ca să mai am puțin timp după ce o culc pe ea, la fel sunt cu o cască în ureche și ascult un podcast, ca să mă concentrez la acel podcast și să nu mă ia somnul. De multe ori mi se întâmplă să mă ia somnul, mă trezesc pe la 1-2 noaptea la ea în pat, mă mut la mine în pat și așa mai departe. Când muncesc iarăși, ascult diverse chestii motivaționale sau așa mai departe, tot timpul lucrez la serviciu pentru că jobul meu e de așa natură să lucrez la mai multe chestii în paralel. Niciodată nu fac o singură chestie, nu sunt genul ăla de persoană, nici nu mi-ar plăcea un astfel de job. Creierul meu este astfel structurat încât să fac mai multe treburi deodată. Rezolv multe treburi personale, mai ales cele din România, cu diverse telefoane sau e-mail-uri. Totul și legat de cumpărături se face planificat, cu liste, în aceleași zile ale săptămânii. Nu fac niciodată cumpărături în weekend, de exemplu, pentru că mi se pare o mare prostie să te duci la cumpărături în weekend când este cel mai aglomerat, când nu mai găsești marfă la fel. Mă duc de obicei joia, sau mergem joia, că de regulă nu fac eu cumpărăturile sau nu le fac singură. Mergem joia la cumpărături, tocmai ca să găsim stoc, da?
dar și pentru că vreau să evit aglomerația din weekend și pentru că timpul meu liber este limitat, nu vreau să mi-l petrec în supermarketuri. Curățenia casei o fac pe etape. V-am spus că nu am ajutor, menajere sau nu știu ce. În fiecare zi fac câte ceva. Într-o zi pun rupfe la spălat, într-o zi dau cu aspiratorul, într-o zi fac curățenie în baie, într-o zi șterg praful, într-o zi ud florile. Practic fac zilnic câte ceva ca să nu se adune și să-mi ia mult timp atunci. Mie nu-mi plac chestiile astea să stai să frești geamuri, nu găsesc utilitate în ștergerea geamurilor decât dacă vrei să ai o casă gen muzeu și să nu se vadă amprentele copilului pe geam, dar dacă șterg geamurile, la mine se văd imediat amprentele copilului, deci le șterg doar ca să nu văd praful. Pentru ștersul geamurilor am niște lavete speciale și doar le ud cu apă și șterg. La fel și pentru praf, am un aspirator robot pe care îl mai pun în timpul săptămânii, plus un aspirator fără fir cu care aspir rapid în casă în maxim 10 minute. Am un mop cu abur pe care l-am de când s-a născut Emma, care încă mi se pare foarte util, pentru că nu folosesc detergent și de regulă îl folosesc în special pe hall și în living. Și cam atât, nu știu. Am uscător de rufe, am multe electrocasnice utile în bucătărie, totul se face cât de cât automatizat, nu stau să toc legume cu mâna, că nu am timp de așa ceva. Am un chopper micuț cu care toc toate legumele când fac supă, de exemplu. Nu fac niciodată mâncăruri care să-mi ia mult timp. Dacă prepararea unei mâncări durează mai mult de 30 de minute, eu nu fac acea mâncare. Sau o fac foarte, foarte rar, dar în niciun caz în timpul săptămânii, în timpul unei zile de muncă, când nu am timp pentru așa ceva. Tot ce fac trebuie să fie rapid, să-mi optimizez timpul liber, să nu mirosesc timpul liber făcând lucruri pe care le pot face în paralel cu alte chestii mărunte în timpul unei zile de muncă. Deci, în general, weekendul este dedicat familiei. Începând de vineri după amiaza, de regulă refuz să ies cu alte persoane și aloc timp familiei. Asta pentru că în cursul săptămânii simt că nu aloc suficient timp copilului. Și atunci weekendul mi se pare că este dedicat 100% familiei, cu mici excepții, bineînțeles. Da, deci totul se face cu organizare și optimizare și automatizare, ca să vorbesc în termeni de muncă. Și sacrificii, compromisuri, bineînțeles, de la chestiile personale, lipsă de somn, mai puține coaforuri, spa-uri și alte chestii care ar aduce lipsa mea de acasă. Îmi vopsesc părul singură, doar mă tund la câteva luni. Oricum, vedeți că știți că nu sunt mulțumită de tunsorile din Germania. Astăzi mi-am îndreptat, ieri mi-am îndreptat părul pentru că nu stă bine forma lui naturală. Și cam atât. Încerc să fac totul, să reduc totul, să fie cât mai minimalist. Nu mai vreau să mai cumpăr haine, pantofi, genți, cum îmi cumpăram în România, pentru că mi-am dat seama că sunt niște bani irosiți și mă pot descurca și cu un volum mai mic în garderobă. Oricum sunt overdressed pentru moda din Germania, dar asta este altă discuție, despre faptul că eu nu cred în branduri și chestii scumpe ca să arăți elegant, îngrijit și să te prezinți bine la locul de muncă și în timpul liber. Oricât de fashionable ai fi, la un moment dat mi se pare că sunt bani irosiți ăștia pe haine și obiecte materiale. E mai important, nu știu, să mergi într-o vacanță, să petrești timp cu familia și cu cei apropiați.
hainele frumoase ne fac să ne simțim bine, da. În era consumerismului și a sustenabilității, câte haine mai putem avea? Așadar, nu vreau să divaghez de la subiectul principal, dar cam așa reușesc eu să le fac pe toate. Foarte bună planificare, făcând cel puțin două chestii în același timp, niciodată nu fac una. Fiind foarte ordonată în ce fac și lăsând multe chestii nefăcute. Apropo de asta, la mine casă sunt coșuri de rufe în fiecare cameră pentru că le spăl, le usuc, le pun în coșuri după ce le iau de la uscat sau le sortez și efectiv nu am timp să le pun la loc în dulapuri și stau câte 2-3 zile. Na, fiecare cu hainele lui, nu știu ce. Și stau câte 2-3 zile în aceste coșuri până am timp să le pun. Nu-mi place să... La fel, am un coș cu rufe de călcat pentru că nu are cine să mi le calce. Le calc eu când am timp sau pe apucate. Da, am, bineînțeles că am și multe delay-uri în toate chestiile astea, dar între a petrece timp cu copilul și a călca rufe, aleg să petrec timp cu copilul. Între a călca rufe și a vedea un serial sau un podcast care să mă bine dispună, aleg serialul sau podcastul. Așadar, da, mi se strânge un malder imens de rufe pe parcursul unei luni. Da, am astăzi, de exemplu, am dita mai teancul de vase nespălate în chiuvetă pentru că vasele care s-au spălat ieri în mașina de spălat nu au fost scoase. Este un conflict intern în familie că domnul nu vrea să facă, nu-i plac chestiile astea, la fel cum mie nu-mi place să duc gunoiul. Avem taskurile împărțite, de exemplu mie nu-mi place să schimb lejeriile de pat, să duc gunoiul și astea le cam face el. La cumpărături mergem fie pe rând, fie amândoi. Depinde, sau toți trei, că nu avem cu cine lăsa copilul, cum mergem amândoi. Da, deci cine ar intra la noi în casă ar crede că suntem total dezorganizați, dar efectiv suntem niște oameni fără timp, obosiți tot timpul, care ne prioritizăm sarcinile. Deci, da, cam așa arată casa noastră, cu coșuri de rufe în permanență sau aproape în permanență, cu vase în chiuvetă aproape mereu, cu oale nespălate și așa mai departe, cu gunoi care așteaptă impending pentru a fi dus. Aici în Germania, fiind un adevărat job să arunci gunoiul pentru că trebuie să-l sortezi după categorii și așa mai departe. Da, întotdeauna prioritizez copilul, familia, și prefer să las teancurile de rufe și să mă odihnesc sau să văd un serial sau, nu știu, să mă fac manicura, pentru că și asta mi-o fac singură. Cam așa stau lucrurile într-o familie cu copil, fără ajutoare de niciun fel. O veșnică dezordine în casă, în viață nu suntem chiar dezordonați, ținem un calendar de familie pe care îl șeruim între noi și ne punem toate programările ce țin de doctor și alte chestii de familie sau, nu știu, interviuri și așa mai departe. S-a întâmplat să nu... era o problemă, un update de la sistemul de operare și atunci nu ne vedeam calendarele sau programările pe care ne le setam pentru noi și să avem, nu știu, programări în același timp sau și atunci unul din noi trebuie să prioritizăm, unul din noi anulează sau își schimbă programările ca să ne ocupăm și de copil sau poate era chiar la ora la care copilul trebuia luat de la grădiniță. Da, nu știu ce să mai zic. Cam atât. Deci cu
cu organizare, inclusiv chestia asta cu calendarul mi se pare utilă. Avem și liste de cumpărături pe care le șeruim de la unul la altul, sau există, foloseam într-un timp chiar și o aplicație pentru cumpărături și adaugi pe parcursul săptămânii chestiile care se termină sau pe care vrei să le cumperi în acea aplicație și aplicația este cumva în telefoanele amândurora și atunci când mergem la cumpărături vedem deja lista. Ce altceva? Cum am mai spus și cu altă ocazie, avem oarecum sarcinile împărțite, sunt anumite chestii pe care le face doar unul dintre noi sau anumite chestii care nu ne plac și le pasăm celuilalt. Cu copilul în perioada asta tot așa facem un sharing, dimineața eu, după amiaza tatăl. Weekendurile încercăm să le petrecem împreună, să facem excursii, drumeții sau chiar dacă stăm în casă, facem ceva mai deosebit. Poate gătim împreună sau chestii de genul ăsta. Încerc să o implic ușor și pe Emma în treburile casnice. De exemplu, îi place să împăturească și să sorteze rufele ei după ce le uscăm. Cam atât. Emma, de mică, când aveam o menajeră în România, o observa și după ce pleca doamna respectivă de la noi, Emma fura șervețele umede și lustruia toată casa. Deci, de mică a avut educație în sensul ăsta. Da, deci cam atât. Nu disperați. Sfatul meu este să nu disperați. Dacă aveți teancul de rufe nespălate sau necălcate sau nestrânse, nu disperați că rufele alea nu dispar și nu deveniți sclavii rufelor. Eventual încercați să minimizați garderoba, cum am zis și eu. Acordați timp familiei, copiilor, vouă înșivă. Este mult mai important decât orice haine, orice ordine în casă. Da, nu știu, bucurați-vă de viață. Petreceți timp cu cei dragi, lucrurile materiale și ordinea în casă și amprentele de pe geamuri revin tot timpul și nu deveniți sclavilor. Cam atât. Dacă mai aveți întrebări sau sugestii, le aștept în mesaje. Pupici!